Și vorbim despre șeful Poliției de Frontieră care și-a dat demisia după ce primarul Cătălin Cherecheș a fugit din țară cu actele unei rude. Totodată, Corpul de Control al Ministrului de Interne va efectua mai multe verificări la Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș, la Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră din Sighetul Marmației, dar și la punctul de trecere a frontierei de la Petea. De asemenea, a fost numit un nou rector al Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Fostul comandant al Academiei a fost demis de ministrul de interne Cătălin Predoiu după ce, vă reamintesc, 10 de studenți care primeau mâncare la cantina instituției au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară. Alin Amouni ne aduce acum mai multe date despre toate aceste schimbări. Alin, bun găsit! Bun găsit! Șeful Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, și-a dat demisia după ce Cătălin Cherecheș a plecat din țară prin Vama Petea. El va fi înlocuit de către inspectorul general adjunct chestor de poliție, Cornel Laurian Stoica. Vă reamintesc că primarul din Baia Mare a plecat din țară folosind o altă identitate, mai exact identitatea vărului său. În acest context, ministrul de interne, Cătălin Predoiu, a anunțat că va trimite corpul de control la Inspectoratul Teritorial Sighetul Marmației al Poliției de Frontieră, inclusiv la punctul de trecere a frontierei Petea. De asemenea, șeful Poliției din Maramureș a fost demis, iar inspectorul general al Poliției Române va efectua un control la Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș. Tot în această noapte, Ministerul de Interne a anunțat un nou rector la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza, mai exact pe generalul de brigadă Liviu Uzlău, după demiterea lui Claudiu Kindriș. Vă reamintesc că a fost scandal mare după ce aproximativ 50 de studenți au luat masă la cantina instituției și au ajuns la spital cu toxinfecție alimentară.